Iubiții mei, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Ziua de 4 iulie este o zi de sărbătoare. De ce e zi de sărbătoare? În mod special pentru familia Istrate, pentru Cristi și Ana. L-au adus în casa de rugăciune pe micuțul pe care Domnul l a dăruit, să-l închine Domnului, zicem un bun venit familiei Duga, familiei Istrate, familiilor extinse, la sărbătoarea lor. Salutăm cu multă dragoste pe cei din Austria, pe Daniel, pe Fifi, salutăm și pe alții care ne urmăresc acum sau după aceea vor avea ocazia să privească această înregistrare a acestei zile binecuvântate de 4 iulie. Dorim să chemăm numele Domnului peste tot ce facem în locul acesta, cântare, citirea cuvântului, explicarea lui, doresc să fiți binecuvântați de Domnul. Ne bucurăm să fie și Doru și Ana împreună cu noi, ne pare rău, Daniel, Fifi, că nu sunteți aici, dar sperăm să treacă necazul acesta, pandemia aceasta și să veniți cât mai degrabă, să vă vedeți copiii și să vedeți primul nepoțel cu care va binecuvânta Domnul și pe voi. Totuși vă invit să vă ridicați acum în picioare și îl chem pe Samuel să vină, să rostească o rugăciune, să cheme numele Domnului peste timpul pe care îl vom petrece aici. Și apoi vom citi un cuvânt din Scripturi. Doamne, Tată Sfânt care ești în ceruri, Doamne, Tu ai creat omul, Doamne, și ne-ai dat viață și ne-ai făcut, Doamne, în chipul și asemănarea Ta. După care, Doamne, ne-ai spus, Doamne, să umplem pământul și, Doamne, astăzi mă rog pentru doi noi părinți, pentru Cristi și Ana, fratele și sora mea. Doamne, mă rog pentru ei doi să fie părinți buni în viața aceasta, să învețe, Doamne, de la părinții lor, să învețe, Doamne, de la alții și de alte sfaturi. Mă rog, Doamne, Tată Sfânt, să fie un părinț înțelept, să-și crească copilul lor, Isaac, în frica de Domnul. Doamne, Tu ai spus că copiii sunt o binecuvântare din partea Ta, ne spui în salmi. Și așa și cred că este, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, primul rând că ne-ai făcut fii de-ai Tăi și asta este un exemplu pentru noi cum să ne comportăm cu fiii noștri. Doamne Iisuse, când ai venit pe pământ, Tu n-ai spus copiii să stea departe, ai spus, lăsați copilașii să vină la mine. Și, Doamne, în seara aceasta, aducem înaintea Ta pe micul Isaac, Doamne, ca Tu să-l binecuvintezi, să-i protejezi viața. Să-L binecuvintezi, Doamne, cu tot ce are nevoie, începând de la sănătate până la cele, Doamne, spirituale și cele pământești. Iar noi ceilalți, Doamne, să fim aici să ne rugăm pentru ei ca părinți și pentru micul Isaac, să ne rugăm pentru păstorul, Doamne, să-i dea un cuvânt de încurajare, un cuvânt din partea Duhului în care, Doamne, să ne rugească unul fiecăruia, orică avem copii, orică suntem mai în vârstă, Doamne, să știm cum să ne comportăm cu cei din jurul nostru. Ajută-ne, Tată Sfânt, Tu care noi te numim Tată și de fapt asta ești, Tu ești Tată, învață-ne să fim și noi Tată sau Mamă bun. Aceste lucruri ne rugăm, Doamne, să fii cu noi și ieși prin Duhul Tău. Și îți mulțumesc, Doamne, chiar dacă încă pandemia aceasta încetul cu încetul se răspândește și încetul încetul și trece, mulțumesc, Doamne, că ne putem reîntâlni din nou. Este o bucurie să văd familia noastră extinsă aici, binecuvântează pe fiecare individual. Te lăudăm, te slăvim, te glorificăm și cerem binecuvântarea Ta pe seara aceasta. Amin. Citesc un cuvânt din Scripturi care este foarte cunoscut, din Marcu, din capitolul 10, de la versetul 13 până la versetul 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei.
adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă rog să vă reașezați. Este prima binecuvântare după această mare oprire care n-a fost de mii de ani pe întreg pământul, când clădirile bisericilor au fost închise. Uite că au venit și vremuri de înviorare și vremuri de îndurare, așa într-un număr frumos, mă repet, a familiei Duga, a familia Istrate, am putut să ne adunăm, să înconjurăm această familie, acești doi tineri minunați și să ne rugăm pentru ei și în mod special Domnul să lase binecuvântare peste micuțul Isaac și toți să zicem amin. Cu multă plăcere mi-a adus aminte Cristi că acum 27 de ani l-am ținut eu în brațe pe el. Nu-i la voia întâmplării. Ana a fost și este una din prietenele noastre de familie, cea mai bună prietenă a familiei Istrate, și am apreciat-o foarte mult și o apreciez și la prezent și m-am rugat pentru ea. Și în rugăciunile mele, lauda aia Domnului, să nu vă gândiți la altceva, și în rugăciunile mele m-am rugat ca Domnul să-i dea un soț credincios, un soț binecuvântat. Și parcă Domnul mi-a răsplătit rugăciunea, Ana să poarte numele nostru de familie. Nu mai cheamă Duga Ana, o cheamă Istrate Ana. Slăvit să fie Domnul! Așadar, mă rog mai departe pentru voi, suntem prieteni, colaborăm mai departe cu toți care suntem aici, mă bucur de Sami, care de când am venit aici, l-am avut aproape de inima mea, de sufletul meu și uite că Domnul ne-a făcut să fim și neamuri, Domnul să o binecuvânteze și pe Lidia, de ce nu pe toți din locul acesta? Nu aș vrea să pomenesc nume, alte nume, că nu le pot cuprinde pe toate și nu cumva să fie vreun gând care, mă rog, să nu fie chiar real. Așadar, Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Acum doresc să cântăm împreună o cântare, și apoi ascultăm pe Patrick și se pare că și Salome, nu știu exact, să cânte o cântare. Și apoi Ionuț, ce Domnul i-a pus pe inimă, familist cu trei copilași, Domnul să-i dea un cuvânt care să fie încurajare, îmbărbătare, înviorare, un cuvânt din partea Domnului, în primul rând pentru ei doi, de ce nu și pentru toți care suntem aici. So
Cele mamei te-am știut. Când ai tras prima suflare, te-am văzut. Din prima clipa vieții, în brațe te-am luat și ceva am să-ți spun neapărat. În ochii mei mereu vei fi. Cu mare jertfă te-am născut și-aș vrea să știi. Chiar și-n anii bătrâneții, înconjurat de-ai trei copii, pentru mine un copil mereu vei fi. În ochii mei mereu vei fi. Cu mare jertfă te-am născut și-aș vrea să știi. Chiar și-n anii bătrâneții, înconjurat de-ai tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. Prima dată te-ai rugat, am fost prezent. Tot ce cu lacrimi mi-ai promis, am strâns la piept. Iar când Căsus strigai spre cerul, spunând, Tată, ți-am greșit, te-am ridicat și-n brațe te-am primit. Jertfă te-am născut și-aș vrea să știi. Chiar și-n anii bătrâneții, înconjurat de-ai tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. În ochii mei un copil mare jertfă te-am născut și-aș vrea să știi. Ca și anii bătrâneții, înconjurat de-ai tăi copii, pentru mine un copil mereu vei fi. Domnul să vă binecuvânteze.
ca să spun de la bun început cele mai potrivite cuvinte cu care se poate începe o cuvântare. Dumnezeu să fie lăudat și glorificat în veci. Amin. Știți că, cu toate că noi suntem aici datorită la acest frumos eveniment, cu toate acestea, cred că cel mai important este în mijlocul nostru Domnul Iisus. El este începutul și El este sfârșitul. El este Alfa și Omega. Și ce important este, cu toate că suntem pentru un eveniment, să ne uităm unii la alții și să știm că de fapt e vorba despre Domnul Iisus. El e pionul principal. Și ce important este să înțelegem lucrul acesta. Am și eu așa emoții ca și ceilalți care au slujit deja. Și ce frumos este să fim împreună în locul acesta cu copiii noștri. Cei care am primit deja copii și Dumnezeu ne-a binecuvântat, alții care probabil Dumnezeu le va da, Cristi și Ana care deja sunt și ei binecuvântați în domeniul acesta și aș spune binecuvântați în sensul real al cuvântului, că Dumnezeu i-a binecuvântat. Și această binecuvântare merge în veșnicie cu ei și copilașii noștri sunt comoara și moștenirea care cu adevărat o ducem cu noi. Câteva cuvinte aș vrea să fie așa ca o meditație, să nu fie nici prea scurt, nici, bineînțeles, prea lung, pentru că nu-i momentul cu copilașii care nu au prea multă răbdare, dar aș vrea să fiu foarte scurt. Cristi și ceilalți părinți care sunteți aici, m-am dus cu gândul la un om care a așteptat foarte mult să fie binecuvântat și se numește Avram. Omul acesta, Dumnezeu nu l-a lăsat să fie un om sărac în vremea lui, a fost un om de referință, un om care a fost o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu i-a binecuvântat pământul, i-a binecuvântat mâinile, a avut foarte multe animale, a avut influență în jurul lui și în Geneza 22 Dumnezeu îl pune la încercare. N-aș vrea să stau prea mult în ceea ce Dumnezeu a făcut până în acel moment cu el, dar de la Geneza 22 Dumnezeu îl pune la încercare. Știți care e primul verset din Geneza 22? După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. După care aceste lucruri, că mi-am subliniat și eu, după binecuvântări, după nașterea lui Isaac, după faptul că Dumnezeu l-a trecut printr-o perioadă grea, dar i-a dat hrană, foametea din Gerar, vrăjmașii care au fost împotriva lui Dumnezeu i-a făcut prieteni, ce important lucru este ca oameni din afară să vadă lucrul acesta, că Dumnezeu este cu tine la lucru, Dumnezeu e cu tine în viața ta, în familia ta, în problema ta. Și după aceste lucruri de mari binecuvântări, un trecut plin de binecuvântări în viața lui Avram, în viața lui în care Dumnezeu a trimis lucrări minunate, a trimis îngeri, Dumnezeu îi ascultă rugăciunile. Câte rugăciuni nu ți-a ascultat Cristi Domnul, nu? Sau Ana, câte rugăciuni nu ți-a ascultat? Câte lucrări minunate n-a făcut Dumnezeu până astăzi în viața noastră? Dumnezeu i-a trimis îngeri ca să-i spună că are un plan cu viața lui. Dumnezeu îl va binecuvânta la bătrânețe. Dumnezeu îi salvează familia lărgită, pe nepotul lui, pe Lot. Dumnezeu îl salvează la mijlocirea lui. Și vreau numai să ajung din nou la Geneza 22, după aceste lucruri. Dumnezeu îl pune la încercare. Cred că nu-i familie în locul acesta sau prieteni de-ai noștri care să nu fi trecut prin încercări. Și încercările care noi le avem sunt de la noi, la soțiile noastre și la copilașii noștri. Și aș vrea în această seară, în această dupămasă să ne gândim că Dumnezeu va lăsa în viața noastră un moment de încercare, un moment de probă dacă vreți, un test. Și nu-i mai mare test decât ceea ce iubești mai mult. Dacă ar fi să-l întrebi pe fratele Doru, frate Doru, ce iubești mai mult? Ai face o listă de lucruri, nu știu, dar te-ai gândit tu așa și ai zice, cred că pe soția mea, pe Sorana. Sunt convins că ce nu poți iubi mai mult în lumea aceasta sau pe cineva mai mult decât soția care Domnul ți-o dat-o și copiii. Vreau să vă spun ceva, gândiți-vă în acest moment, ce iubiți cel mai mult, în mod corect, în mod autentic, în mod real ce iubiți cel mai mult și cred că familia. Vreau să vă spun că la familie Dumnezeu vă va lăsa
să fiți încercați. Unde suntem implicați cel mai mult? Unde am investit cel mai mult? Unde ne-am dorit cel mai mult să se realizeze lucrurile? Unde am suferit cel mai mult? Unde am pus toată dorința noastră să se întâmple lucrurile alea? Cât proiect trebuie să faci să te gândești cum va fi copilașul, cum trebuie făcut, cum trebuie dus la școală, la ce școală, care-i domeniul lui, spre ce se axează, care-i modul lui de a se developa. Și copilașul acesta care te uiți la el și spui copilașul ăsta are înclinație spre lucrul ăsta și investește atâtea lucruri în viața lui ca să se formeze în domeniul ăla. Și te uiți la un copilaș la 2, 3, 4, 5 ani cum se formează și vrea Dumnezeu să-ți spună în seara aceasta că Dumnezeu, în ceea ce tu investești mai mult, va veni un test. Și testul acesta va fi un test nu ușor, pentru că în viața aceasta va trebui să punem la încercare ce iubim cel mai mult. Și sunt convins că Avram a dat un test și Avram a trecut testul acesta, pentru că știm istoria. Să iubim copilașii nu-i nimic greșit. Să ne iubim soțiile în sensul că a ne jertfi și a fi parte din lucrarea sa lui Dumnezeu pentru ele și ele pentru noi, nu este nimic greșit în a fi una cu soțiile noastre, în a forma nucleul familiei, să fim uniți. Dar vine Dumnezeu și spune, vreau să văd dacă tu, Petre, mă iubești mai mult decât aceștia. Dumnezeu nu ne cheamă la nimic să facem concurență, cu excepția unui singur lucru. Dumnezeu te poate întreba dacă tu îl iubești mai mult decât alții îl iubesc. Și Petru a trebuit să spună și să dea testul. Petre, mă iubești mai mult decât aceștia? Și a fost o întrebare directă. Vreau numai un pic să vă spun un lucru. Avram a plecat de acasă cu multe slujitori, cu mulți slujitori. A mers 3 zile a călătorit spre munte să aducă jertfă pe băiatul lui. La un moment dat au rămas puțini slujitori. De acolo slujitorii au rămas și s-a deplasat în versetul 6. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Amândoi împreună. Versetul 8. Fiul le-a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Nu știu, parcă viața asta e făcută să începi cu mulți oameni în jurul tău și pe parcursul vieții tot mai puțini oameni sunt în jurul tău. Încep cu mulți prieteni la școală, încep cu mulți copii la Sunday School, încep cu multe familii în jurul tău, încep după ce te-ai căsătorit cu multe familii, prieteni, cu mulți peste tot, stânga, dreapta, mulți. Și pe parcursul vieții rămâi cu tot mai puțini oameni în jurul tău. Eu cred că imaginea aceasta nu e o imagine rea, pentru că de-a lungul vieții, vreau să vă spun ceva și vă rog să fiți atenți, am gândit lucrul acesta din pasajul acesta, dar pe proiectul vieții vine vremea când de la un anumit număr de oameni se scade și rămâi cu mai puțini. Rămâi cu și mai puțin, adică cu familia, cu familia lărgită și cu familia ta. Vine vremea când poate rămâi numai tu și soția. Vine vremea când rămâi numai tu și cu Dumnezeu. Și omul acesta, Avram, a ajuns cu fiul lui doar să urce pe munte. Și după ce a ajuns pe munte și a făcut planurile, a știut ce trebuie să facă și nu intru în detalii, vreau să vă spun un singur lucru, cu toate că băiatul era acolo. A ajuns Avram să vorbească numai el și cu Dumnezeu. Deja ecuația era între numai el și Dumnezeu. Știți unde vreau să ajung cu gândul acesta? De ce trebuie să vorbim din textul acesta câteva minute? Pentru că vine timpul Cristii când vei fi numai tu și cu Dumnezeu. Când trebuie să vorbești numai tu cu Dumnezeu, când trebuie să spui numai tu lui Dumnezeu problema aia, nu mai trebuie să o implici pe Ana acolo, nu mai trebuie să stai de vorbă cu copilașul tău, multe detalii, multe lucruri, lipsește asta sau cealaltă. Vine vremea când testul îl dai numai tu față de Dumnezeu. Și teza asta, lucrarea asta vieții, că Avram aici a dat o teză, a dat un examen important în viață, vine vremea când suntem numai noi și cu Dumnezeu. Dar nu știu dacă ați înțeles imaginea asta. Deci a plecat din familie, număr mare. A rămas cu slujitorii la un moment dat. La un moment dat a mai rămas numai el și cu băiatul. Ajunge pe munte și deja îngerul îi spune, Avrame,
vreau să stau de vorbă cu tine, oprește-te. Vine vremea când numai tu și cu Dumnezeu. Știți ce vreau să vă spun în această seară? Cu toate că suntem în familie, avem nevoie de să fim numai noi și Dumnezeu. Cu toate că dăm test, cu toate că trecem prin încercări, acolo a fost un test de viață și de moarte. Știți că noi din locul acesta vom ajunge momente grele, când vom sta între viață și moarte, cu cine stai de vorbă atunci? Tot cu Dumnezeu. Aș vrea în această seară să mă apropii de încheiere și gândul acesta, meditația aceasta să fie următoarea. După toate binecuvântările care Dumnezeu le-a lăsat din trecut până în aceste momente, vine un test al probei, vine un test al încercării, vine un test, vine o situație care va arăta dragostea noastră față de Dumnezeu. Și aș vrea, Cristi și Ana, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă cimentați tot mai mult în relație cu Dumnezeu. Toți avem copilași mici care suntem aici și majoritatea care sunteți generația noastră, 30 plus minus, noi formăm o generație care după noi avem o armată de copilași. Și cred că în această seară, în această ecuație, e foarte important să-L vedem pe Dumnezeu. Ați observat cât de mult facem pentru ei să-i pregătim, să-i schimbăm, soțiile noastre să spele hăinițele. Și ăsta e cadru, poate să spui cât de lucruri trebuie să faci pentru un copilaș ca să-l aduci la biserică, să poți să-l pregătești și ce important este toate lucrurile acestea să le faci ca într-o zi, copilașul acesta să crească și să zică toate lucrurile care le-ai făcut pentru mine, tata și mama, este să mă pregătești, să intru și eu într-o relație cu Dumnezeu. Și asta vreau să fie gândul și meditația mea. Testul și încercarea care nicio familie nu va trece peste, fiecare familie va intra în acest test. Dumnezeu să ne ajute să luăm o notă bună sau dacă nu foarte bună, amin? Fiecare dintre noi să iubim copilașii și să ne jertfim pentru ei și înaintea lui Dumnezeu copilașii aceștia să-i punem deoparte, că asta se întâmplă în seara aceasta. Cristi și Ana pun deoparte, se angajează că îi vor crește și va crește copilașul în frică și temere de Dumnezeu. Mă rog în această seară Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să ne aducem aminte de angajamentele care le-am făcut și cred un singur lucru, Dumnezeu rămâne credincios, amin? Când o zis Dumnezeu că ne poartă de grijă, poartă de grijă. Noi ne facem partea noastră și știu că Dumnezeu își va face partea Lui. Cristi și Ana, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare, familiile noastre împreună și dragă Cristi și dragă Ana, să fiți fericiți că aveți urmași, este un mare lucru să fii binecuvântat, iar pentru bunici ne fericește Dumnezeu să ne vedem copiii copiilor noștri. Și ăsta e mare lucru, slăvit să fie Domnul pentru copilașii sănătoși pe care Domnul ne-a dăruit frumoși. Domnul să vă dea putere să-L creșteți frumos înaintea lui Dumnezeu. Amin. Să-i mulțumești lui Dumnezeu de ai în lume azi o mamă. Mulțumești lui Dumnezeu de ai în lume azi o mamă și să o asculți acum cu drag că te-a crescut cu drag cu teamă și să o asculți acum cu drag că te-a crescut cu drag, cu teamă, că numai mama te-a crescut din fragedați copilărie și numai ea ți-a arătat cuvântul vieții din pruncie și numai ea ți-a arătat cuvântul vieții din pruncie.
ea pentru tine s-a rugat și zi și noapte cu plăcere, iar dimineața te-a sculat spre a-i servi ca mângâiere. Iar dimineața te-a sculat spre a-i servi ca mângâiere. Întâia mama te-a învățat de-a Domnului iubire sfântă, și numai ea ți-a arătat speranța cea mai fericită, și numai ea ți-a arătat speranța cea mai fericită. De-ai fost bolnav, te-a îngrijit cu dragostea cea din adorul, și dacă toți te-au părăsit, doar ea ți-a fost mângâitorul. Și dacă toți te-au părăsit, doar ea ți-a fost mângâitorul. Să îngrijești acum cu drag, dacă este încă în viață, și să o ajuți chiar fiind pribeag cu multe greutăți prin viață, și să o ajuți chiar fiind pribeag cu multe greutăți prin viață. Iar mama de te-a părăsit și n-ai în lume fericire, atunci să pui el ei mormânt buchet de flori ca amintire. Atunci să pui el ei mormânt buchet de flori ca amintire. Haideți cu toții. Și mama ne-a chemat pe toți în casă, iar noi copii afară ne jucam. Ne amintim de vocea ei duioasă din vremea aceea când copii eram. Copii, veniți la cină, iată că seara a sosit, în casă e lumină și paturile vi le-am pregătit. Lumina e aprinsă în casa Tatălui de sus și copii, veniți la mirele Iisus. Amin. În jurul orei 5 ne-am propus să încheiem, deoarece la 5 și jumătate am înțeles că e făcută programarea pentru o a doua părtășie, și anume o parte dintre noi sau toți, nu știu exact, să fim la masă împreună. Și aceasta este părtășie și acest lucru e foarte frumos, familia din când în când să fie împreună la masă cu bunici, cu nepoți, copii, nurori, gineri, toată suflarea, de la cel mai în vârstă până la cel mai mic.
Mesele sunt foarte importante, au mare valoare, contribuie foarte mult la unitatea familiei. Mesele sunt biblice. Dacă citiți cele patru evanghelii și vă notați câte mese au avut loc acolo, Domnul Iisus a fost la mese, ucenicii au fost împreună la masă cu El și cu alții, și lucrul acesta este minunat. Relațiile noastre de părtășie, unitatea noastră, și la mese de felul acesta se întărește. Indiferent că e masa bogată sau e masa mai modestă, nu e important neapărat ce mâncăm, cât mâncăm, cât e de minunată prăjitura aia, cât e de gustoasă friptura aceea. Important este în familie să fie o relație de părtășie, de unitate, de bucurie. Și când intervin probleme și când intervine cazuri, să poată familia extinsă să se anunțe, să se adune, să se roage, dacă trebuie să se facă ungerea, și eu cred în această lucrare minunată. Nu degeaba întâlnim la Iov o familie minunată, o familie frumoasă, cei 10 copii deseori se întâlneau împreună la masă, și fetele și băieții. Deci este un lucru minunat. Un al doilea lucru. Mi-aduc aminte, Cristi și Ana, ți-a avut nunta într-o zi de 24 februarie. Și Domnul mi-a pus pe inimă, mi-aduc aminte atunci un gând pentru voi. Vi-l readuc aminte și vi-l împrospătez în inimă și în minte. Deci, Proverbe 24, era ziua, data de 24, versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă, prin pricepere se întărește și prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Acum, bineînțeles că nu se referea Domnul la o casă de felul în care locuim noi, că o fi mare, mică, nouă, mai veche, că o fi casă în chirie, plătită afară, plătită pe jumătate, exact aproape zero. Ci înaintea lui Dumnezeu are valoare aceea casă pe care Domnul înțelege și noi înțelegem că este familia. Deci înțelepciunea în familie înalță casa, priceperea o întărește, știința o umple. Și acum Cristi îți dă o temă de casă, să ai un studiu biblic pentru tine și uneori împreună cu Ana, să vezi ce înseamnă înțelepciunea, ce înseamnă priceperea și ce înseamnă știința. Pentru că am văzut foarte clar și am citit în Biblie, universul Dumnezeu l-a creat prin înțelepciune, prin pricepere și prin știință. Solomon a condus poporul prin înțelepciune, prin pricepere și prin știință. Deci încă o dată, universul a fost creat prin cele trei,
O națiune e puternică și poate fi condusă prin cele trei, iar o familie e înălțată, e întărită, e umplută și dăinuiește prin cele trei. Și mă rog, Cristi și Ana, în familia voastră să fie din plin înțelepciunea, priceperea și știința. Și un ultim gând de doar câteva minute. Dacă tot avem pe mămica Ana în mijlocul nostru, ne aducem aminte de una din cântările Anei, mama lui Samuel, soția lui Elcana. A cântat o cântare care până și în ziua de azi pe întreg pământul se cântă: mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul Domnului. Nu doresc altceva decât, Ana și voi, mamelor, să fiți niște mămici vesele, bucuroase în căminul și în familia voastră. E unul din marile secrete prin care se pot crește copilași pentru Domnul. O mamă nervoasă, agitată, neliniștită, frământată nu poate să crească un copil 100% cum îl cere Domnul. E o condiție de bază mama să fie veselă, să fie bucuroasă. Așa cum a fost Ana, cântând: mi se bucură inima în Domnul. Și cum zicea înțeleptul Solomon în Proverbe 17, o inimă veselă este un bun liac, dar un duh mâhnit usucă oasele. În altă parte, Solomon spunea: neliniștea din inima omului îl doboară. Deci este de mare preț în familie să fie buna dispoziție, să fie bucuria, să fie veselia. Și în felul acesta casa noastră este, așa cum spuneam adineori, este împodobită. Este împodobită. Acum vreau să mai spun și acest lucru ce am remarcat în cântarea Anei. A zis: mi se bucură inima în Domnul. Știți ce înseamnă asta? Așa cum mi-aduc aminte la voi acasă, Cristi și Tobi și Eti, izvorul îl aveți sub casă. Și când izvorul este sub casă, e mare diferență între dacă ai apă în casă și robinetul central este la stradă. Când apa o ai la stradă și robinetul este la stradă, când se fac lucrări pe stradă aceea, cineva îți oprește robinetul de la stradă și nu mai ai apă în casă. Când se infectează apa din cauza inundațiilor, cineva îți oprește robinetul și tu nu mai ai apă în casă. Când se întâmplă un război, când se întâmplă altceva, de la stradă cineva îți oprește robinetul și s-a terminat cu bucuria. Bucuria este în afara casei. Dar cum este la voi?
izvorul este sub casă și, Daniele, ai făcut o instalație interesantă, ai apă când vrei, uzi florile și iarba cu câtă apă vrei, ai apă menajeră și ai apă din belșug. Nimeni nu-ți oprește apa. De ce am făcut această comparație? Când bucuria noastră este în Domnul, izvorul e Domnul și e în inima noastră. Când bucuria noastră este în casă, la casă îi scade prețul și cineva ți-o opri bucuria. Când bucuria noastră este în sănătatea noastră, când sănătatea se duce, cineva oprește robinetul și s-a terminat bucuria. Când bucuria noastră este în job, ne pierdem jobul cu pandemia și cineva ne oprește bucuria. Când bucuria noastră e în bani, când nu mai avem atâția bani, când bucuria noastră este în kilogramele mai multe sau mai puține, s-ar putea bucuria noastră să vină și să plece. Dar bucuria noastră este în Domnul și așadar avem în inimă și în familie un ospăț necurmat. Puteți zice amin? N-a cântat Ana, bucuria mea este în Samuel. O, micuțu Samuel, ani de zile m-am rugat, am postit și am făcut juruințe. Bucuria mea e în Samuel, bucuria mea este în Isaac. Bucuria mea este în Giulia, bucuria mea este în Cutare. Nu, nici în copil, nici în nimeni, în primul rând, nu trebuie să ne stea bucuria. Nici în obiecte, nici în oameni, nici în frumusețe, nici în slujbă, nici în nimic. Că acestea astăzi sunt, mâine nu mai sunt sau sunt mai puține. Și odată cu ele ni se duce bucuria. Și mulți întreabă, de ce n-am bucurie? De ce n-am bucurie? Uite de ce nu este bucurie la mulți, pentru că bucuria noastră este în. Și acum nu m-ați înțeles greșit, trebuie să ne iubim copiii din toată inima, din tot sufletul, și nepoții, și pe soți, și pe soție. Dar rămâne pentru totdeauna scris cu litere de aur. Pentru fiecare dintre noi, bucuria noastră este în Domnul. Bucuria noastră este în Domnul. Ne apropiem să încheiem și să, până cântăm două versete, chiar dacă plânge micuțul Isaac, nu e o problemă, ne apropiem să chemăm numele Domnului, să punem numele Domnului, nu că n-a fost binecuvântat până aici, a venit nebinecuvântat și dacă el se întâmpla ceva, venea Domnul, micuțul Isaac, pentru că, de exemplu, dacă ieri venea Domnul, era nebinecuvântat. Nu așa trebuie să înțelegem. Ziua de astăzi, ziua binecuvântării, e ziua mulțumirii când părinții aduc darul pe care li-l-a dat Domnul, îl aduc înaintea Domnului. El e binecuvântat când deja s-a zămislit în chip tainic, ca și în adâncimile pământului. Când încă nu s-a născut, zilele i-au fost numărate și din pântecele mamei, din pricina părinților, Isaac a fost pus deoparte și binecuvântat. Mă repet, noi în ziua de azi și ori de câte ori în nou legământ facem acest lucru, putem mai degrabă să numim ziua mulțumirii,
când ne aducem darurile pe care Domnul ni le-a dăruit și le prezentăm înaintea Domnului și chemăm numele Domnului și Domnul îi binecuvântează mai departe, i-a binecuvântat și numele Domnului este peste copilașii noștri. Haideți să cântăm împreună și între timp Cristi o chem și pe Ana și continuăm să ne rugăm pentru băiețel. Poate v-ați întrebat adineori de ce facem lucrarea pe care o facem. Doar pentru simplu motiv, spunea Domnul Iisus Hristos, El care a luat copilașii în brațe, iar peste alții și-a pus mâinile, s-a rugat pentru ei, i-a binecuvântat, iar noi, slujitori, bunici, părinți, facem și noi ce a făcut Domnul Iisus. De aceea am luat în brațe pe acest micuț, pe Isaac Daniel, și rostim niște cuvinte din Numeri, din capitolul 6, iar dumneavoastră amin, spunând, adică așa să fie, dorim să însoțim aceste binecuvântări cu aprobarea noastră. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Isaac Daniel. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Isaac Daniel. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Isaac Daniel. Astfel, noi punem numele Domnului peste acest copilaș și Domnul l-a binecuvântat și îl va binecuvânta. Amin. Doamne, ne-am adunat în numele Tău, chiar dacă un număr mai puțin, o Doamne, aici în acest loc de rugăciune,
și credem din toată inima, ochii tăi, inima ta și urechile tale sunt în locul acesta, Doamne, la tot ce s-a făcut aici, cum ai binecuvântat pe Cristi și pe Ana, această familie să aducă prin voia ta pe acest micuț în lumea noastră cu numele de Isaac Daniel. Și ne rugăm, o Doamne, încă o dată pune-ți mâinile peste el, încă o dată binecuvântează-l, Doamne. Mă rog pentru micuțul acesta, în vremuri grele putem spune în care trăim, care noi care suntem aici nici nu am mai prins aceste vremuri, când un virus să răstoarne lumea întreagă și să pună în frică, în groază, în spaimă și să secere atâtea vieți omenești. Noi în această dupămasă din casa de rugăciune a Bisericii Elim, eu proclam protecția peste familia Istrate, eu pun numele tău peste Isaac Daniel, eu mă rog pentru protecție, niciun virus care va mai veni, care încă nu a dispărut de pe pământ, și niciun microb să n-aibă nicio putere asupra lui. Eu proclam biruința, Doamne, proclam numele tău, Doamne. Tu l-ai biruit pe diavol și noi trăim prin credință, Doamne, și nu ne temem în numele Tău de nimeni și de nimic, o Doamne, orice ai îngădui peste viața noastră, Doamne. Mă rog pentru micuțul acesta să-i dai sănătate, Doamne. Mă rog noaptea mai departe să-i dai liniște, să-i dai somn odihnitor, să-i dai poftă de mâncare, Doamne, să-l ferești de pericole, de accidente, să-l ferești de foc, de apă, oricât Ana ar încerca să-l îngrijească, să-l protejeze, este atât de limitată și ea și Cristi, dar noi în această zi chemăm mâna ta protectoare, Doamne, mâna ta puternică, Doamne, să fie în jurul lui și în jurul familiei. Mă rog să-i binecuvântez pe amândoi cu înțelepciune, pricepere și știință, cu o dragoste fierbinte unul pentru celălalt și amândoi pentru Domnul. Doamne, la Ana să-i dai o inimă veselă în fiecare zi, Doamne, și o inimă bucuroasă, Doamne, și această bucurie să fie în Tine, Doamne, în primul rând în Tine și apoi în orice pe pământul acesta care este plăcut și după voia Ta. Mă rog la Cristi să-i dai, Doamne, să fie ca și în Scripturi, cap și nu coadă, sus și nu jos. Dă-i putere fizică să muncească și dă-i putere spirituală să-l crească pe micuțul Isaac și să-și poată conduce familia spre împărăția ta. Binecuvântă pe bunici, pe Daniel, pe Fifi, binecuvântă pe Doru, pe Ana, binecuvântă toată familia lărgită a lui Cristi și familia lărgită a lui Ana și dorim ca toți împreună să fim mântuiți noi și casele noastre până în veci de veci. Amin. Așadar, scurtul timp pe care l-am petrecut aici, în prezența Domnului, îl încheiem și aș dori, Doru, să vii aici la microfon,
ca, cum repetam adineori, să poată să fie înregistrată vocea, să vii și să mulțumești Domnului pentru nepoțelul tău, pentru întâlnirea noastră și să ceri binecuvântarea Domnului mai departe peste toată lucrarea. Înaintea ta, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacob, acela care e și Dumnezeul nostru, vin să-ți mulțumim pentru toată seara aceasta care am petrecut-o în locul acesta. Te rog să binecuvintezi pe fiecare, Doamne, și în special am adus acel copilaș care este al treilea nepot în familia noastră, să-l binecuvintezi, Doamne, cu binecuvântările de sus și cu binecuvântările de jos, cu izvoarele de sus, cu izvoarele de jos, Doamne, ca de micuț să cunoască și să știe cuvântul Tău și legea Ta și să le împlinească la rândul Lui, te rugăm la aceasta, Doamne. Te rog să binecuvintezi pe toți frații și surorile din locul acesta, te rog să-i binecuvintezi și pe cei care n-au putut să ia parte în locul acesta, te rog să binecuvintezi părinților, cum a spus și fratele, ca să-i dea o educație corectă acestui copil și să crească, Doamne Dumnezeule, în legea Ta. Te rog să binecuvintezi și biserica aceasta mai departe, te rog să ne binecuvintezi și la despărțire, să binecuvintezi și lucrarea care va fi în continuare și Tu să fii cu noi, Doamne Dumnezeule, și să ne ajungi ca fiecare dintre noi să putem să-Ți urmăm și să slujim Ție toată viața noastră. Îți mulțumim pentru toate, Te slăvim, Te binecuvântăm și Te lăudăm. Dumnezeu Tată, de acum și până în veci de veci. Amin.